Începutul lunii iunie aduce și o veste îmbucurătoare la Botoșani. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la licitație contractul pentru asfaltarea drumului național 29D Botoșan Ștefănești. Durata contractului este de 30 de luni, din care 6 luni proiectarea și 24 de luni perioada de execuție a lucrărilor. După cum bine știți, la ultima vizită în județul nostru, domnul ministru Cuc a transmis tuturor botoșenenilor că va găsi resursa financiară pentru a scoate la licitație această investiție. Iată că din momentul aprobării hotărârii de guvern la o lună de zile, domnul ministru a scos la licitație această importantă lucrare pentru județul nostru, pentru că avem nevoie de o infrastructură bună în județul Botoșani. Drumul național asigură legătura între municipiul Botoșan și cel mai mare punct vamal al județului Stânca Costești. Un drum vital pentru botoșeneni și nu doar pentru ei este și Botoșan Târgu Frumos. Licitația pentru acest drum s-a amânat însă din nou din cauza firmelor de construcții care au tot cerut clarificări. Procedura de licitație a fost prelungită până în data de 21 iunie, urmând ca după această dată să fie finalizată procedura. Eu am speranța că oamenii de afaceri se vor înscrie, deoarece din întrebările pe care le-am adresat domnului ministru și reprezentanților de la CNIR, mi s-a transmis că mai multe firme au cerut clarificări. Valoarea estimată a lucrărilor pentru drumul Botoșan-Târgu Frumos este de peste 268 de milioane de lei.